Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit la cele mai importante știri din industria cripto. Astăzi 2 aprilie, o zi în care Bitcoin a căzut sub 65.000 de dolari, însă nu este bear market. Este o perioadă foarte periculoasă pentru toți cei care nu au experiență în tranzacționare sau pentru toți cei care încearcă marea cu degetul să facă experimente. E momentul în care chiar contează să știi ce faci, să-ți calculezi riscul și așa mai departe. Hai să vedem știrile și pe final ne uităm și pe grafice la Bitcoin. Ieri vorbeam despre poziții de 200 de milioane lichidate, probabil numărul a fost mult mai mare pe ziua de ieri. Astăzi vorbim de 140 de milioane. Acest articol a fost postat acum 35 de minute, asta înseamnă pe la ora 5, ora României, ora 17. Până la final de zi, cred că cifra va fi mult mai mare. Se întâmplă următorul fenomen atunci când piețele au manifestarea actuală, și anume oamenii încearcă să anticipeze care este bottom-ul, când va fi bottom-ul. Mulți se gândesc că va fi peste jumătate de oră, peste o oră, peste patru ore. Răbdarea și lipsa de informații sau lipsa de, ce să zic, știință a tranzacționării, da, poate crea probleme majore. La un moment dat, piața își va absorbi zonele de lichiditate. E posibil să ne ducem și mai jos decât suntem acum, da? Rămâne de văzut. Eu oricum am să vă anunț în momentul în care personal o să consider că suntem în zona de local bottom pentru această corecție. Sfatul meu este să aveți grijă de voi, de banii voștri, să nu vă pripiți, să vă controlați emoțional. Iar dacă nu vă pricepeți și vedeți că rezultatul este negativ, mai bine încercați paper trading o perioadă. Chiar dacă piața este negativă și mulți oameni sunt foarte speriați, hai să transmitem și așa un strop de optimism. Un cunoscut hedge fund manager, Mark Yusko, spune că Bitcoinul va atinge 150.000 de dolari până la finalul anului după halving. Eu n-aș vrea să spun 100% 150.000, dar eu vă zic că 100% 80.000. 100%. Deci 80.000, 100%. Acum suntem la 65.000 de dolari, da? Deci ar trebui să mai crească încă 15.000 de dolari, dar sunt sigur că lucrul ăsta se poate întâmpla. De asemenea, pot să vă spun că în cazul unei corecții macro, pe weekly, pe monthly, o corecție serioasă, da? Putem asista și la un 42.000. Adică nu vreau să vorbesc doar despre partea ultra pozitivă, trebuie să vorbim și despre adevărurile neplăcute. Dar hai să o lăsăm așa. Cum ar fi să fie Bitcoin 150.000 la sfârșit de an? Cam care ar fi dinamica la altcoinuri? Nu vreau să vorbesc de meme coinuri, că acolo probabil va fi deranj mental total. Pentru cei cărora li se pare că această corecție este sfârșitul lumii, le spun că am avut o săptămână colosală pentru Bitcoin în care 17.000 de Bitcoin au părăsit Coinbase. Se presupune că sunt jucători instituționali, da, companii mari, care și-au retras depunerile, mai ales sunt și jucătorii din zona de ETF-uri, da, care trebuie să-și completeze asset-urile. Practic, e destul de simplu de înțeles ce se întâmplă în piață, se fac stocuri, suntem într-o zonă de consolidare. Din punctul meu de vedere, cu cât petrecem mai mult timp între 60 și 70 de mii de dolari, consolidăm prețul, da? Asta nu este un lucru rău, este un lucru bun din punctul meu de vedere. Atât timp cât nu confirmăm double top, da? Suntem fine. Dacă confirmăm double top, sunt foarte curios care va fi dinamica de piață, pentru că cumpărători sunt de cantități mari de Bitcoin și atunci care ar fi narativa? Vor lăsa piața deliberat să se ducă mai jos, să cumpere de la retail? Rămâne de văzut. Nu e așa că vreți să știți cine sunt cei mai bogați oameni din cripto? Hai că și eu vreau să știu. Toată lumea cred că vrea să apară în lista asta, poate unii din motive de discreție nu vor. Satoshi Nakamoto, cică inventatorul Bitcoin, 76 de miliarde de dolari. Changpeng Zhao, Mr. CZ, ex-CEO, fondator bla bla de la Binance, 47 de miliarde de dolari. Brian Armstrong, fondatorul Coinbase, 11,5 miliarde. Giancarlo De Vassini, mamă, asta e un băiat pe care îl cunosc personal. Bine, un domn respectabil de la Twitter.
O balenă care are, nu știu ce, wallet 1,6,5 miliarde. Hackerii de la MTGox, Michael Saylor, 5 milioane. Încă o balenă anonimă, 4,3. Jean-Louis Van Der Verde este CEO-ul de la Tether. Încă o balenă anonimă, încă o balenă anonimă. Deci numai balene anonime. Practic, încă ăsta, Fred R. Sam, nu știu ce. Găsiți pe Decrypt.co lista cu cei mai importanți oameni și cei mai bogați oameni din cripto. Ce să zic? Să ajungă și din România cât mai mulți. Acolo le doresc. Doamne ajută. Bun, dragilor, ăsta este graficul Bitcoin pe 12 ore, Bitcoin în paritate cu Tether, pe Binance. A, avem așa, Stochastic RSI, care este acest indicator aici, da? Este în zona de jos, în oversold. Da? Aici o zonă periculoasă, pentru că priviți, cam pe aici, când ajunge sub media asta, sub 20, au loc crash-uri, prăbușiri majore. Ambele MACD-uri sunt bearish. RSI-ul este la 38, da? Este bearish. Da? Practic aici putem să spunem că poate să începem formarea unui bottom. Vedeți aici, data trecută când am fost pe 16 martie, zici că dă să revină, buf, și îl mai trătești odată. Atenție, 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 suntem sub 50 moving average pe 12 ore. This is not good, da? This is bearish. ATR-ul îmi zice că putem ateriza la 62.300, da? Deci nu suntem în afara pericolului. Prefer să stau pe un frame mai mare, da? Să văd care e evoluția. Aștept Bitcoin-ul cu interes să văd dacă îl vor duce la 62.000, pentru că dacă va fi dus acolo, oportunitățile vor fi destul de mari, zic eu. Deci e nevoie un pic de răbdare. Dragilor, sunt Mihai Daniel și vă mulțumesc că vă uitați la mine. Alături de mine sunt cei de la Red Dot Pay, sponsorul știrilor de la ora 19, un crypto wallet, un card Visa Platinum Business, aș spune unul din cele mai șmechere produse care există pe piață. Oamenii, feedback-ul este un extraordinar. Odată ce ajung să înțeleagă cum funcționează acest card și faptul că tu în el îți deții banii tăi, e ca și cum ai avea MetaMask cu card sau ca și cum ai avea Trust Wallet cu card. E ceva ce vis, da? Vis. Din perspectiva cash-out-ului, din perspectiva încasărilor, din perspectiva a cheltuit banii. Se instalează foarte ușor, are KYC, au 50 de milioane fond de garantare pentru fondurile depuse pe platformă, au 100 de mii de dolari limită de payment, ceea ce este huge, adică huge, 100 de mii de dolari pe zi e ceva enorm. Cei care aveți și cardul, pe care vi-l recomand, e un card foarte șmecher, puteți să retrageți de la bancomat până nebuniți. Adică dacă găsiți bancomate cu 100.000 de euro într-o zi, puteți retrage banii aceia. Așa că, dacă nu l-ați instalat încă, dacă nu l-ați activat, aveți linkul în descrierea acestui clip. O să apară acum și o imagine pe ecran unde scrie comandă cardul Red Dot Pay, cel mai șmecher card cripto posibil.